Pentru că referitor la aplicarea regimului caselor de marcat, n-am văzut niciun fel de control și vreo închidere a unui supermarket. Am văzut închiderea pentru plusuri sau minusuri în casă a unor magazine de cartier. Dar n-am văzut o acțiune în forță într-un supermarket astfel încât să am pe toate palierele o eficientizare și o disciplină fiscală. Până la urmă, asta se urmărește. Dincolo de greșelile pe care le-au făcut în momentul în care au implementat anumite ordine ale Ministrului Finanțelor, disciplina fiscală vine atunci când implementezi aceeași regulă la toate nivelele. Dacă nu faci acest lucru, atunci rămâi cu o atitudine de frondă din partea micului investitor și o întrebare care rămâne. Ce se întâmplă când te duci la clanurile de romi care au în Da, fața sunt. noastră o adevărată bogăție? De unde a apărut aceea? Care este sistemul fiscalizat prin care au venit banii în Bun, acel și mi domeniu? se pare.